În declarația politică susținută în Parlament zilele trecute, deputatul PSD Dumitru Coarna a atras atenția asupra unor probleme grave care necesită implicarea imediată și luarea de măsuri urgente în vederea remedierii lor, întrucât sănătatea publică este în pericol. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, aflate în subordinea guvernului și în coordonarea premierului, a semnalat două situații foarte grave cu impact direct asupra populației. Cazul medicilor veterinari lăsați fără contracte și lipsa fondurilor necesare are desfășurării activității sanitar-veterinare. Declarație politică. Colegiul Medicilor Veterinari semnalează: animalele comercializate fără documente și fără să fie supuse procedurilor de depistare a bolilor. Cauza? Lipsa creditelor de angajament din bugetul alocat către ANSVSA. Guvernul tace și nu face. Pericolul din farfuria noastră. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, aflată în subordinea Guvernului și în coordonarea primului ministru, a semnalat două situații foarte grave, cu impact direct asupra populației. Cazul medicilor veterinari fără contracte și lipsa fondurilor necesare desfășurării activității sanitar-veterinare. În România sunt în prezent 339 de comune la nivelul cărora ANSVSA, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța animalelor județene, respectiv a municipiului București, nu efectuează acțiunile prevăzute în HG 1156 din 2013, deoarece nu sunt atribuite contractele către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii. Medicii veterinari sunt lăsați fără contracte. Cauza? Lipsa creditelor de angajament din bugetul alocat către ANSVSA. Guvernul a uitat de această categorie profesională și nu a alocat fondurile necesare pentru desfășurarea activității sanitar-veterinare în județe întregi cu teritorii imense neacoperite. Consecința imediată? Animalele care trebuiau să fie supuse acțiunilor de depistare a bolilor sunt comercializate fără documente și fără să se cunoască dacă sunt sau nu bolnave. Impactul nociv asupra cetățeanului. Produsele obținute de animale netestate sunt consumate de către proprietari și vândute către populație. Pericolul din farfuria noastră. Cumpărăm și consumăm produse fără a ști dacă acestea sunt sau nu sigure și dacă provin de la animale sănătoase. În plus, ANSVSA nu a realizat plățile aferente lunilor februarie-aprilie 2021 către medicii veterinari din lipsă de liberă practică, organizați în condițiile legii, care dețin contracte de concesiune, prestări servicii pentru realizarea acțiunilor sanitar-veterinare prevăzute în programul aprobat prin HG 1156 din 2013. Acțiuni de supraveghere, prevenire, control și eradicarea bolilor la animalele, acelor transmisibile de la animale la om, a protecției animalelor, protecția mediului și controlul în domeniul siguranței alimentelor. Nu au fost realizate nici plățile aferente lunilor februarie-aprilie 2021 conform legii 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din OG 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța animalelor. Ca urmare a achitării plăților restante, medicii veterinari din mediul rural sunt în pragul falimentului, întrucât au deplătit impozite și taxe lunare către stat, salarii, chirii, utilități și credite la bănci. Statul are conform legii obligația să sprijine activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite de la animalele om, prin asigurarea cadrului instituțional, juridic și financiar pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul sanitar-veterinar. Dar statul a uitat această obligație. În zadar au fost semnalate aceste probleme din domeniu. Guvernul tace și nu face. Sunt două situații extrem de grave care necesită implicarea imediată și luarea de măsuri urgente în vederea remedierii lor, întrucât sănătatea publică este în pericol. Când vor fi alocate fondurile pentru efectuarea plăților aferente lunilor februarie-aprilie 2021 către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii? Când vor fi dispuse verificări la instituțiile abilitate pentru a identifica cauzele ce determină lipsa creditelor de angajament din bugetul alocat către ANSVSA? Cine este responsabil pentru calitatea produselor consumate de cetățeni? Rămân doar niște întrebări retorice la care încă așteptăm răspuns.